Aveți aceeași situație cu supraaglomerarea grupilor pentru copii în grădinițe? Câte câți copii sunt în grupele? Uitați că noi la ziua de astăzi avem instituții de educație timpurie, grădinițe vorbim, da, până la urmă, care duc o lipsă de copii. A, la dumneavoastră este lipsă. E problemă probabil care se întâmplă în mai multe localități și ține de depopularea Republicii Moldova. De altfel, noi la ziua de astăzi trebuie să batem alarma la nivel republican. Oamenii pleacă din țară pentru că nu au speranță și nu au încredere în ziua de mâine. Haideți să facem o analiză. Câți oameni au plecat în ultimii 2 ani? O astfel de criză noi nu am avut mai mult de 100 și ceva de ani. Se petrece un exod masiv a populației. Nu există familie în Republica Moldova, probabil, care nu ar simți pe pielea proprie ce înseamnă să-ți pleci de acasă un tată, un fiu, o mamă care să lucreze prin Italia sau tatăl să lucreze prin Germania sau prin Federația Rusă.